Salutare și bine v-am găsit! Casa Ceaușescu sau Palatul Primăverii este o clădire din București situată în cartierul Primăverii. Pentru un sfert de secol, între 1965 și 1989, a fost reședința privată a soților Nicolae și Elena Ceaușescu și a copiilor lor, Nicu, Zoia și Valentin. Construcția clădirii a avut loc între 1964 și 1965, fiind destinată inițial ca reședință de protocol pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. După decesul lui Dej și preluarea conducerii de către Nicolae Ceaușescu în 1965, casa a devenit locuința familiei Ceaușescu. Între 1970 și 1972, palatul a fost extins, de-a lungul timpului, aici au fost primiți lideri străini precum președintele Franței de Gaulle în 1968, președintele Sua Nixon în 1969 sau fostul dictator al Cubei Castro în 1972. Arhitectul Aaron Greenberg Solari a fost responsabil pentru proiectarea reședinței familiei Ceaușescu. Arhitectura palatului este completată de ansamblul peisagistic conceput de arhitectul Robert Wall, care a fost și principalul designer al mobilierului și de inginerul peisagist Teodosiu. Casa Ceaușescu impresionează atât prin spațiozitate și proporțiile echilibrate, cât și prin decorul interior luxos, confortabil, datorat arhitecților Robert Wall și Agripa Popescu. Pentru ornamentele interioare din lemn s-au folosit diverse esențe, atât autohtone, stejar, paltin, cireș, nuc, cât și exotice, mahon, trandafir, păr african, cireș canadian. Clădirea are peste 80 de camere, inclusiv o sală de cinema, piscină și un impresionant dressing room. Palatul dispune de un teren de aproximativ 15.000 de metri pătrați, unde se găsesc o seră, o grădină interioară cu foișori și păuni, iar subteran un buncăr. După Revoluția din 1989, palatul a fost folosit ca vilă de protocol administrată de rea APPS, fiind destinat primirii delegațiilor oficiale din țară și din străinătate. În cadrul expoziției se regăsește o impresionantă colecție de tablouri semnate de Octav Băncilă, Camir Resu, Rudolf Cumpăna, Dumitru Gheață, precum și numeroase tapiserii lucrate manual. În 2016, Palatul Primăverii a fost transformat în muzeu, permițând publicului să vadă interiorul fostei reședințe a lui Nicolae Ceaușescu și a familiei sale. Vizitatorii pot explora biroul lui Ceaușescu, cinematograful, piscina impozantă cu decor extravagant și dotări moderne și sera interioară cu plante exotice. Cinematograful situat la Demisol era una dintre camerele favorite ale fostului lider, unde se retrăgea pentru a urmări filme americane și orientale. Piscina, cu o suprafață de 70 metri pătrați, are un mozaic decorativ realizat din aproximativ un milion de piese, aplicat de o echipă de artiști români coordonată de Vasile Pârvulescu și Olga Porumbaru. Vizitatorii pot admira și un salon spa complet echipat cu aparate de hidromasaj, salon de bronzat, saună și frizerie. Băile Palatului Primăverii sunt șele deschise publicului, etalând extravaganța cuplului Ceaușescu. Ocazional, la piscină sunt organizate expoziții cu imagini din evenimentele private găzuite de cuplul prezidențial. Sera interioară oferă o varietate bogată de plante exotice și mediteraneene, având în centru un mandarin sălbatic și mini palmieri. Grădina are un mozaic central care reprezintă cele patru anotimpuri prin imagini ale patru fecioare. Palatul primăverii poate fi vizitat de grupuri de minimum 5 și maximum 15 persoane, exclusiv pe bază de programare făcută cu cel puțin o zi înainte. Vizita se face exclusiv cu ghid în limbile română sau engleză. Palatul este deschis publicului de miercuri până duminică, între orele 10 și 18, fiind închis luna și marțea și în zilele de sărbători legale. Casa de bilete se închide cu 45 de minute înainte de terminarea programului de vizitare, iar ultimul grup intră la ora 17.